UniCredit Bank renunță la Facebook și la Instagram. Una dintre cele mai mari bănci a decis să își dezactiveze toate profilele pe Facebook și pe celelalte canale sociale deținute de Mark Zuckerberg. Suntem dedicați asigurării unui dialog privat și de înaltă calitate cu clienții noștri și investim constant în îmbunătățirea canalelor noastre digitale. De aceea vă anunțăm că ne vom retrage complet de pe Facebook și de pe toate canalele sociale deținute de Facebook, începând cu data de 1 iunie 2019. Au anunțat reprezentanții băncii tot pe Facebook. UniCredit mai precizează că a suspendat orice fel de publicitate pe această rețea socială în martie 2018. Decizia, luată la nivelul întregului grup bancar, este legată de modul în care Mark Zuckerberg a gestionat anul trecut anumite scandaluri care au implicat datele personale ale utilizatorilor, scrie pagina de media.ro. Jean-Pierre Mustier, directorul executiv al UniCredit, a declarat că Facebook nu a acționat într-un mod etic. UniCredit va comunica în continuare cu clienții prin intermediul unui serviciu de tip InfoCenter pe mail și pe rețelele Twitter, LinkedIn și YouTube. În prezent, pagina de Facebook UniCredit Bank România are aproximativ 76.000 de like-uri, iar contul de Instagram 1.400.000 de urmăritori. În Italia, pagina de Facebook a băncii are aproximativ jumătate de milion de like-uri.